Muzeul Județean Olt a început seria atelierelor de creațieri în preajma sărbătorilor de iarnă. Elevii clasei a 5-a de la Colegiul Național Radu Greceanu au participat la atelierul de confecționat stele și sorcove pentru colindat din cadrul secției de etnografie. Am gândit acest atelier întrucât în ultimul timp colindatul cu steaua este din ce în ce mai rar practicat de către copii, iar sorcova se menține, dar într-un ritm și acesta destul de scăzut. Copiii nu mai colindă, sunt scurtate colindele și considerăm că este și datoria noastră să încercăm să impulsionăm acest obicei pe care îl au românii de a colinda. Cei mici au fost extrem de entuziasmați să participe la această activitate alături de colegii lor. Împreună au învățat mai multe despre acest obicei și importanța lui, dar au avut ocazia și de a crea și socializa. Ne bucurăm în primul rând pentru oportunitatea pe care ne-a oferit-o Muzeul Județean Olt, aceea de a putea participa cu copiii la aceste ateliere de creație. Ei au confecționat astăzi sorcove din hârtie creponată cu ajutorul doamnelor de la muzeu. Sunt foarte binevenite la clasa a 5-a pentru că este nevoie de momente pe care ei să le petreacă și în afara școlii, educative, creative, momente în care ei pot să socializeze și să se cunoască altfel decât în sala de clasă. Facem sorcove din hârtie creponată. Este foarte distractiv să faci asta, o sorcovă. Să înveți să faci floricele. Astăzi am învățat să fac sorcove alături de colegii mei. Mi s-a părut frumos, deoarece pot să petrec timp cu colegii mei. Am făcut, începând cu învelirea bățului, după aceea, cu greu, am învățat să fac flori și într-un final a ieșit ceva de genul. Acum e încă în lucru. Mi s-a părut interesant că deja intrăm în spiritul de sărbători și mai facem anumite activități și chiar o să mai venim. Astăzi am văzut să fac sorcove și cu colegii mei și prima dată am început să învelim bățul. Este foarte frumos să stai și să lucrezi cu alături de prietenii tăi, să simți spiritul sărbătorilor. Atelierele creative din preajma sărbătorilor de iarnă vor continua pentru toți cei interesați până pe 20 decembrie.